Nintendo este o companie foarte ciudată. Merită mai multe episoade doar despre ea și deciziile ciudate pe care le-a luat de-a lungul timpului, din episodul Mario, unde am aflat că pe Mario îl chema Mario Mario, și povestea ciudată a fiecarei piese cu care poți interacționa din joc, care de fapt este un personaj în viață cândva, pe care tu îl omori când îl calci sau îl spargi, după cum vei afla la finalul jocului, când toată lumea se reîntoarce la viață pentru că ai salvat prințesa. La fel, Nintendo ia decizii ciudate. Născut pe 21 februarie 1986 pentru a fi un anti-Mario, niciun alt joc nu este mai ciudat din universul Nintendo decât legenda lui Zelda. A început să joace acest joc probabil în copilărie, totul era super pixelat, au trecut zeci de ani de prima dată când ai avut contact cu Zelda, jocul s-a vândut în milioane de unități, în multele ediții care au ieșit după aceea, ediții care de fapt cronologic erau înaintea legendei Zeldei, dar acest lucru nu este nici măcar în top 20 ciudățenii. În legenda lui Zelda l-avem pe Link și avem pe Zelda, prințesa care trebuie să fie salvată, la fel cum în Mario l-avem pe Mario și pe prințesa Peach, e joc vechi, iertați-mă. Trebuie să țineți minte înainte de a începe că acest joc a primit rating de 7+. Deci dacă ai peste vârsta de 7 ani, nimic din ce voi arăta mai departe nu este nepotrivit pentru tine. Ceea ce e ciudat, pentru că Link poartă o grămadă de măști în joc. Unele măști sunt în regulă, din cauza altor măști e posibil să fie în terapie la psiholog până ziua de astăzi. Masca lui Zora se poartă până ziua de astăzi în jurul Halloween-ului, însă în momentul în care Link își pune masca lui Zora, cu siguranță nu este potrivit pentru copii în jurul vârstei de 7 ani. Puteți să mă contraziceți. Aceste personaje arată destul de înfricoșători. Ar arăta și dacă n-ar avea 3 săgeți în ochi și o față zâmbitoare imediat sub ochi. Aceste pietre se numesc pietrele bârfei, iar citatul de la începutul episodului este de fapt propoziția pe care aceste pietre ți-o vor șopti dacă te uiți suficient timp la ele. Statuete de genul nu aș vrea în grădină la mine. Cucii sau cocoșii sau cucuii, cum vrei să le spui, sunt niște creaturi inofensive în joc. Poți să le lovești, dar nu-ți vor face nimic dacă nu le lovești de prea multe ori și le scoți din minți. Dacă le-ai lovit de prea multe ori, o să strige după ajutor și o armată de pui o să vină să te atace. În momentul acela, degeaba dai cu sabia în stânga și în dreapta, cel mai bine este să fugi. Dacă te gândești la zâne, la spiriduși, probabil că în minte îți vine imaginea degețicăi. Te gândești la Peter Pan, la creaturi micuțe, finuțe, gingașe, zburătoare. Nu la treaba asta. Zânele de aici sunt rupte din filme pentru adulți, nu copii. Zâne între ghilimele mai degrabă. Nu pot să fiu sigurul, dacă ați jucat Legenda Zelda când erați mici, nu pot să fiu singurul care a rămas cu sechele după creatura aceasta cu semnul întrebării asupra ei, care în câteva locuri din joc s-a decis să scoată mâna prin WC-ul și să ceară ceva. De fiecare dată cere hârtie igienică, dar nu m-am mai așezat niciodată pe toaletă la fel. Din copilărie mă uit întotdeauna sau am un sentiment neplăcut când văd toaleta, deși ar trebui să fie un loc pașnic pe care, la fel ca Rick, să-l cauți în liniște meditativă. În ocaziile în care te întâlnești cu mâna care este din toaletă, îți cere hârtie igienică, poți să-i oferi articole care conțin lemn sau hârtie și îți va mulțumi. O dată îți va mulțumi cu o inimă, o dată îți va mulțumi cu o pungă cu treaba mare și o dată cu cristale de mulțumire, 5 sau 6. Wallmasters. Imaginează-ți o încăpere goală de care atârnă o grămadă de mâini mov, albastre, gri, în funcție de cum îți mai aduce aminte tu lucrurile din copilărie sau modelul televizorului tău. Mâini care nu doar că plutesc deasupra capului tău, ci mâini care dacă te prind, pentru că te pipăie și vor să dea de tine, dacă te prind, te duc înapoi la începutul nivelului pe care l-ai avut. Faptul că pornești nivelul de la început nu e o problemă, se mai întâmplă. Dar... Ieta este un Yeti, soția lui Yeto, ea stă mereu cu mâinile împreunate sub îmbrăcăminte și este un tanti foarte chill. Dacă nu ești Link și o duci singură într-o încăpere unde vede o oglindă și lucrurile iau razna, Ieta se apropie de oglindă și începe să bulburosească uitându-se foarte atent la reflexia din oglindă. Imediat după aceea, o cutie muzicală începe să cânte. În filmele de groază, acesta este semnalul că trebuie să-ți faci bagajele și să pleci. Dar Link nu pleacă. După aceea, începem să auzim distinct ce bolborosește, tot nu plecăm și începe să dea din cap. Link tot nu pleacă. Sunetele pe care le scoate sunt destul de...
și în final își întoarce privirea spre tine și urlă demonic. Își întoarce doar privirea spre tine. Restul corpului stă mai departe cu spatele la tine. Noapte bună. Link. Se numește Link, nu mai are niciun alt nume, iar Shigeru Miyamoto, creatorul jocului, la fel ca Donkey Kong și Mario, spune că Link este numele pentru că Link înseamnă legătură și este legătura între lume și Zelda, legătura între multele universuri sau multele jocuri din universul Zelda. În final, conform Nintendo, este legătura între jucător și joc. Majoritatea personajelor din Zelda sunt personaje cu care te mai întâlnești mai târziu, la fel ca în alte jocuri. De asemenea, cei mai ușor inamici sunt cei care apar una într-una, clone dispensabile, probabil ieftine, plin de ele pe toate străzile, dar un soldat apare odată, pentru puțin timp și un singur scop. Să te sperie. Dacă tu, Link, alegi să vorbești cu soldatul, acesta îți va vorbi despre Ganondorf și cum a trădat familia regală din Hyrule, lucruri pe care îl știai deja. Când soldatul își dă seama că Link este băiatul din pădure, băiatul pădurii, își trage ultima suflare și moare. În joc, pe acea vreme, Link era doar un copil ca și personaj, iar Navi mai și spune că nu se mai mișcă. Se ridică părul pe mâini. Oca. Păsări simple, putea spune, dacă nu-și întorc fața înspre tine, care este față de om? Desigur, pe un cap de extraterestru. Acestea nu sunt păsări, sunt niște extraterestri foarte avansați. Ei au construit orașul din cer, ei pot să ducă oamenii în rai, să-i scoată din rai. Ei sunt cel mai apropiat lucru de zei, atât fizic, cât și ca esență, și sunt înfricoșători una peste alta. Nu la fel de înfricoșător ca și ridenții. Sunt niște zombi care te pot paraliza cu privirea. Te uiți în ochii lor morți, înfricoșători, și te paralizează, după care vin în spatele tău și se freacă de tine, până când îți sug esența vieții și mori. Privirea și țipătele sunt luate din jocuri de groază, gen Dying Light. Dar la fel de înfricoșătoare sunt și lucrurile normale făcute pe CDI, pe CD-urile dezvoltate de Philips, jocul The Faces of Evil and Zelda, The Wand of Gamelan. Lucrurile care sunt în evidență ca și ciudate sunt animația și sunetul vocilor actorilor vocali. How about a kiss for luck? You've got to be kidding. Animația și vocea combinate nu că sunt prost făcute, nu e ce problemă, îți dau un sentiment de neliniște. Ceva este neregul acolo, e aproape uman, dar nu e, e ca și cum niște creaturi extraterestre s-ar preface că sunt oameni. Arată aproape și se aud aproape cum trebuie, dar nu sunt. Poate ați văzut filmul The Great Gatsby, este bazat pe cartea cu același titlu, pe care n-am apucat să o citesc. Autorul este F. Scott Fitzgerald, soția lui Fitzgerald se numește Zelda, iar numele acestei femei stă la baza inspirației, sau este copiat efectiv, pentru The Legend of Zelda. La fel, Robin Williams, actorul, care nu mai este printre noi din păcate, s-a inspirat din The Legend of Zelda pentru a-și numi fata, Zelda Williams, care este și actriță, ea la rândul Kate. Link, de asemenea, are influență din exterior, pentru că trăim în vremea în care discul, discheta, cartușul trebuia să se încadreze în câteva sute de kilobits pentru tot. S-a ales, la fel ca și la Mario, unde mustața era pusă pentru a ieși în evidență și culorile pentru a nu pierde pe ecran personajul, și aici inspirația pentru Link este utilitară. Miyamoto spune că artistic s-a gândit la Peter Pan. Urechile ascuțite, pălăria lungită, iese mai mult în evidență. Cum în Mario există Goomba, aici există Skeletus Staphylos, care apare în toate jocurile. Este cel mai ușor de bătut inamic și cel mai abundent, după cum ziceam mai devreme. Neglijența părinților e posibil să fi dus la nașterea jocului Zelda. Când Shigeru Miyamoto era copil, părinții trebuiau să meargă la muncă, nu aveau bunici să stea în compania lui Shigeru Miyamoto, așa că acesta era lăsat singur acasă. Nu stătea doar în casă, omul ieșea din casă, se plimba prin păduri, pe lângă munți, singur ca un turist pierdut. Într-una dintre aceste plimbări a descoperit singur chiar o groapă, un sistem de peșteri în care putea bine mersi să se piardă și să moară, na, povestea noastră nu mai era spusă niciodată. Dar din acele evenimente ale copilăriei, Shigeru Miyamoto spune mai târziu în interviuri că și-a luat inspirație pentru peșteri, pentru temnițele ascunse, natura prin care se plimbă Link. Astfel, neglijența e posibil să fi dus la o franciză de milioane de dolari. Vânzătorul fericit de joc este desigur fericit atunci când vinde măști. Însă când îl șantajează pe Link să recupereze, să fure, să facă rost de o mască Majora și îi dă 3 zile pentru a face asta, nu mai este fericit să afle că Link nu a reușit în 3 zile să recupereze masca. Desigur, nu e fericit dintr-un motiv simplu. Luna urmează să distrugă pământul. Luna, spre deosebire de luna în modul în care arată pe pământ, așa arată în legenda Zeldei, un pic mai bine decât autofocusul camerei mele. Această lună, cu privire maniacă,
are scopul neexplicat de a distruge tot ce e în cale. Pe lângă zombii și mâini moarte atârnate, luna cu siguranță nu trebuia să fie în joc pentru copii. Valea Icana. E frumoasă. Nu e nimic ieșit din comun, urât, înfricoșător, nu sare nimic de nicăieri. Muzica e o problemă. În loc să ai o muzică potrivită pentru copii de 7, 8, 9, 10 ani, veselă, plină de tonuri deschise, ai o muzică probabil cântată de o orchestră de canibali. Dacă ați văzut From Dusk Till Dawn, imaginați-vă scena dinspre finalul filmului unde se cântă la orchestră umană. După ce ați ascultat câteva secunde din muzică, puteți să înțelegeți de ce este considerat cel mai înfricoșător loc din joc. Stalk Children seamănă foarte mult cu ideea de bază a lui Five Nights at Freddy's. Ideea că acești copii te vor ataca de-a lungul jocului, atacuri surpriză. În principiu, aceste creaturi sunt copii în schelete care vor să te omoare, sunt prinse acolo, te atacă la nesfârșit în timpul jocului, nu foarte primejdioase, dar oricum... Printre cele mai înfricoșătoare meciuri de bossuri din jocuri, îl avem pe Gomez, cel pe care îl poți ataca doar dacă îi lovești mijlocul, dar mult succes să ajungi acolo având în vedere că este înconjurat de lilieci. Pe arma sa preferată este craniul unui Stalchild mai devreme numit, este foarte puternic, trebuie să scapi de lilieci înainte de a lovi în piept și când reușești să-l bați, craniul acela al Stalchild-ului cade pe pământ și ai așa o imagine de aproape cu el. Jocul are și teme religioase, care se pare că în Americi au fost interzise. De exemplu, în joc apare o Biblie care a trebuit să schimbe numele în Cartea Magiei. În fine, se pare că magia e mai sigură. Dar crucea de pescut Nintendo USA nu a reușit să o dea jos. În același timp, este prezentă peste tot crucea, dar doar în Japonia vei găsi Biblia în continuare sub numele de Sfânta Scriptură, The Holy Bible. Statuetele produse de LG sunt înfricoșătoare. Majoritatea dintre ele, dar cel mai mult cea care Maram seamănă cu Link. Vedeți asemănarea? Nici eu. Nu se știe exact ce caută Link în acest scenariu. Este legată toată povestea de creepypasta-ul Ben Drowned. Vă recomand dacă vreți să o auziți. Avem de asemenea o familie bântuită din interior și din exterior. Într-una din casele jocului o vei găsi pe Pamela, care locuiește cu tatăl ei. Tatăl ei studiază fantomele, s-a nimerit din nefericire să fie și el blestemat, lucru care îl face înfricoșător. Link ajunge la casa Pamelei, Pamela îi cere ajutorul, Link zice ok și dacă le eliberez pe tatăl Pamelei din subsol, acesta, îl vedeți în imagine, se apropie frumos încet încet ca un zombie contorsionat de tine. Povestea din spate este și mai înfricoșătoare. Fata aceasta trebuie nu doar să-l apere pe tatăle, ci să se apere și pe ea și casa de primejdie din exterior, fiind înconjurată de creaturi similare tatălui ei care vor să o omoare. Link reușește să salveze situația, dar tonul jocului cam acesta este. De asemenea, jocul se numește Zelda după prințesa Zelda, dar prințesa Zelda nu este una, fiecare prințesă trebuie să se numească Zelda. În joc au existat și două Zelda în același timp, a existat și o Zelda bună și o Zelda rea, iar Zelda noastră a trebuit să o omoare pe Zelda cea rea, care era clona ei într-unul din punctele jocului. A trebuit să se sinucidă. Link reușește să o ajute pe Zelda original să scape de Zelda diabolică și dă seama că Zelda diabolică nu este Zelda original pentru că această clonă îl sărută pe Link, ceea ce este ciudat din motivul pe care îl descoperim imediat. Link nu se dă imediat înapoi, ci doar începe să fie suspicios cu privire la această Zelda și iarăși este ciudat pe cont propriu. Pentru a-și da seama care este Zelda originală, le spune celor două Zelda, ok, facem un concurs de sărut, cea care câștigă va câștiga concursul. Când Link îi vede expresia oripilată a originalei Zelda, o distruge imediat pe Zelda impostoare. De ce este oripilată Zelda originală? Se pare că ei sunt rude. Dintr-o traducere greșită, aflăm că este sora lui, dar era greșită traducerea. În realitate, Zelda este mama lui Link. Link încearcă să o găsească și salveze, ca și copil. Manji este un simbol budist care seamănă tare mult cu o swastică. Mulți oameni de-a lungul timpului au crezut că din motive răutăcioase a ales Nintendo acest simbol, dar, nu știu, le-o fi scăpat din vedere? Habar n-am. Designul acesta este într-o temniță. Sunt oarecum diferite simbolurile pentru că
au direcții opuse și Nintendo nu a simțit că este nevoie să schimbe designul, gândindu-se că este foarte clar pentru toată lumea că nu e swastică. Și cu acest ultim mesaj dezamăgitor, spuneți în secțiunea de comentarii dacă mai vreți un episod despre legenda Zeldei. Mai am material pentru încă două, de fapt, mai am vreo 23 de pagini. Am nevoie doar de 4 pagini de text pentru a face un episod, dar le mai comprim. Am comprimat deja, mai comprim o dată. The Legend of Zelda este un joc pe care din copilărie l-am văzut ca un fricoșător, la fel ca în Mario, când intri în castel și începe muzica să fie... Erau părți întunecate ale jocului. În vremea aceea, la fel cum desenele animate nu considerau nepotrivit o mare personaje la care țineai, nici jocurile nu se gândeau prea mult la grija mare pe care o au astăzi producătorii, atâta vreme cât sângele care curge este roz și are inimioare. E ok, poți să-mi puși piu-piu-piu dacă totul este multicolorat. Asta a fost tot pentru azi, dacă mai vreți un episod, dați like, să fie ceva vizionări pe clip. Dacă nu sunt, interes evident nu este pentru temă și nu mai fac. Le mulțumesc patronilor, membrilor pe canal, celor care au YouTube Premium și celor care urmăresc reclamele, sunteți foarte tari. Nu uitați și like și abonați, puteți notificare, eu sunt Alex Cosma și pentru vizionare, atenție, cad săbii și mere.